Mai multe case ultramoderne, două heliporturi, chei pentru iahturi, o crescătorie de păstrăvi și, în ultimul rând, o cascadă furată. Așa arată una dintre proprietățile secrete ale președintelui Vladimir Putin, potrivit jurnaliștilor independenți de la Dossier Center, care au realizat o întreagă investigație la acest subiect. Complexul de lux ar avea o suprafață dublă față de cea a statului Monaco. Это 4-метровый водопад Мальелахти. Он должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен. Вокруг забор, колючая проволока и круглосуточная охрана. А напротив – беседка для единственного человека, который может украсть водопад. Для президента России. Снимать здесь запрещено, но центр Досье получил самое подробное видео из всех когда-либо сделанных в резиденциях Владимира Путина. Potrivit jurnaliștilor străini, terenul care include cascada a fost acaparat încă din 2010 de către Yuri Kovalchuk, supranumit bancherul personal al lui Putin. Gardul de sârmă ghimpată are izolant total o suprafață de 4 km pătrați, de 4 ori mai mare decât cea înregistrată în documentele oficiale. Întregul complex se află în Republica Karelia, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Finlanda și include 3 clădiri, cu denumirile Hambarul, Coliba Pescarului, Casa cu grădină, dar și o fermă cu tauri și crescătorie de păstravi în golf. Deși numele acestora ar sugera un peisaj rural idilic, clădirile sunt de fapt locuințe ultramoderne, cu podele de marmură, pietre semiprețioase și alte finisaje de lux. Амбар больше напоминает дом приемов. Внутри есть гостиная, собственная пивоварня, на втором этаже – чайная комната. У здания – бассейн или фонтан, отдельный подземный вход, вертолетная площадка и пирс для яхт. У хижины рыбака из садового дома – своя вертолетная площадка и свой пирс. După începerea războiului din Ucraina, în spatele clădirii a fost înalțată o mobilă misterioasă despre care jurnaliștii de investigație afirmă că ar putea să fi fost construită pentru a plasa pe ea un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă. Construcția reședinței secrete ar fi început în urmă cu mai bine de 10 ani. Investigația a fost realizată de jurnaliștii de la Dossier Center, un ONG specializat în corupția elitei din Rusia, fondat de disidentul rus Mihail Hodorkovski, declarat de Moscova agent al străinătății în mai 2022, la doar câteva luni după ce Putin a declanșat invazia în Ucraina. Administrația de la Kremlin nu a venit cu o reacție la documentar. Acesta nu este singurul material jurnalistic despre proprietățile lui Putin. În urmă cu 3 ani, investigatorii disidentului Alexei Navalny au prezentat imagini spectaculoase cu altă reședință, care iar aparține de fapt o președintelui rus, un palat somptuos de la Marea Neagră.